început puțin mai greoi, dar cred că mi-am găsit ritmul până la urmă. Cred că unii urși sunt talentați de la natură, înțelegi? Nu trebuie să pleci undeva, Charlie? Nu? Așa că vă amintiți când acel copil a venit la mine și i-am luat mingea? Băieți, brațul meu nu-i mai bine! Oh, e grosavă, Bice. Mă simt bine, adică mai bine ca de obicei. Pot juca basket din nou, Grace! Ah, bine, ai revenit în echipă! Ursul polar e copleșit de emoția revenirii. Mulțumesc, abia aștept să joc. Nu în casa mea, Panda! Dar tu nu ai casă! Scuze, Charlie, dar cum Panda se simte mai bine, e din nou în echipă. Poftim, sunt cel mai bun jucător! Mult mai bun decât va fi vreodată Panda! Bine, știi ceva, Charlie? Încercam să fiu drăguț, dar ai devenit extrem de acaparator. Nu e amuzant să jucăm cu tine. De fapt, preferăm să pierdem jucând cu Panda decât să câștigăm cu tine. Da! Stai, cum? Dar sunt unul dintre urși. Scuze, nu mai ești în echipă. Afară din echipă? Ha! Eu sunt echipa! Iar dacă voi nu puteți aprecia talentul, atunci voi găsi pe cineva care poate. Puteți să păstrați costumul minciunilor. Am plecat. Nu știu, băieți. Am fost prea dur cu el? Nu, deloc. Se purta foarte urât. Ursul polar crede că ai făcut bine. Da, dar tot nu mă simt bine. Nici o grijă. Charlie nu e genul care să țină la supărare. Totul va fi uitat până mâine. Bine, băieți, noi urmăm, așa că relaxați-vă. Mâna mea este foarte bine, știi? Aș putea... Hei, acum cine urmează? Noi! Charlie? Mai! Sunt chiar urșii! Sunteți gata să-mi testați noua echipă? Charlie? Ce vrei să... chiar credeți că mă puteți înlocui cu tipul ăsta? Panda se pricepe doar la construit case, parcă ar arunca cu cărămizi. Hei! Prima lovitură! Haide să începem! Încep eu, Panda. Nu, arunc eu, mă descurc. Nu avem toată ziua! Haide, degete alunecoase, aruncă mingea! Ursul polar crede în tine. Am reușit! A fost extraordinar, Pan! Cum ai făcut asta? Nu știu! Poate că brațul mi s-a vindecat strâmb! Dar pot marca! Te susținem noi? Tu continui să marchezi. Bună formă! Lovitură norocoasă! Să jucăm! Step back. Wow. Ați văzut asta? Ia mingea! Mingea e la mine, dar o poți lua tu dacă te plângi așa mult. Crezi că mai poți juca? Mă doare puțin, dar voi rezista. El e viitorul campion. Lovitura mea s-a dus! Nu acum, Panda! Trebuie să-l blocăm pe Charlie! Nu-l putem lăsa să înscrie! Nu-l lăsa să treacă! Wow! Da, frate, nu mă învinge nimeni! Bate palma! Dar ce e? Nu-l atinge, amice! Nu te lăsa intimidat de forța mea! Hei! E așa de păros! De ce vă uitați așa la mine, prieteni? Ce-i chestia aia? Ce e? Ce fel de animal o fi? Nu, Charlie! Ce ciudat! Trebuie să fac o poză! Hei, tipule! Băieți, trebuie să-l ajutăm! Să începem apărarea! Nu astăzi! Apărare! Telefonul meu! Ia chestia aia de aici! Ursul polar consistă. Hei, dă-mi-l înapoi! Ui, Charlie! Rezolvăm noi! Haide să văd ce puteți! Telefonul meu e murdar! Charlie! Hei, Charlie! Unde ești, prietene? Hei, urșilor! Charlie, suntem așa bucuroși că ești bine! Mulțumesc, băieți! Chiar mi-a salvat pielea acolo! Chiar și după ce m-am purtat îngrozitor cu voi și am fost un... ce cuvânt era? Nesuferit? Da, sigur, dar tot ați avut grijă de mine. Bucuriile prieteniei. Veniți aici, prieteni! E în regulă. Vorbești serios? Da, acum pune-ne jos! Da, bine. Hei, ce ziceți de un 2 la 2? Ursul polar face echipă cu Charlie. Ursul polar vrea să câștige.